Încă 59 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 6 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 59 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator imobile 1 loc, agent de securitate 5, ajutor ospătar 4, ajutor bucătar 2, barman 1, consilier juridic 1, coafor 2, cameristă 1 loc, economist 1 loc, electrician 2, expeditor internațional 1, femeie de serviciu 1, faianțar 1, frizer 2 locuri, instalator sanitar 1, inginer mecanic 1 loc, îngrijitor spații verzi 1, lucrător în bucătărie 2, lucrător gestionar 2, lăcătuș mecanic 1, menajeră 1 loc, muncitor necalificat în construcții 2 locuri, muncitor necalificat în alt domeniu de activitate 1 loc, operator fabricare hârtie 6, ospătar 3, operator calculator 1 loc, strungar universal 1 loc, șofer 1, sudor 2 locuri, supraveghetor hotel 1, tâmplar universal 3 locuri, tubulator naval 1, vopsitor în lemn 1 loc, un loc de zugrav și un loc de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește 6 cursuri de formare profesională pentru persoanele interesate. De asemenea, avem în pregătire 6 cursuri de formare profesională, cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați, ca o paranteză pentru șomerii care nu mai sunt înregistrați în evidențele noastre, dar nu au un loc de muncă și doresc să participe la un curs de formare profesională, se pot înscrie ca șomeri neindemnizați în baza unui dosar, se pot înscrie în evidențele noastre și în acest sens se pot înscrie la un curs de formare profesională în meseria în care noi organizăm aceste forme de pregătire și pentru care există cerere de forță de muncă din partea agenților economici. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjul Mare și Comuna Cujmir.